Avem și o informație de ultimă oră de la Ministerul Educației care anunță că și în sectorul 4 un profesor și 3 elevi au fost testați pozitiv la virusul SARS-CoV-2. Cazurile sunt înregistrate la școlile gimnaziale 190, 113 și 79. Cursurile se vor suspenda, iar elevii vor învăța în sistem online în următoarele 14 zile. Revenim cu amănunte de îndată ce le obținem în jurnalul B1 TV.